direttori delle scuole loro isolate și țin copiii închiși în școală. Liceul Zadnipru are un fel de gard, dar nu-i complet. Și oricum ar fi ușor de sărit pentru copii dacă se închizi pe teritoriu. De ce? Am auzit că e închid în școală. Liceul ca o închisoare. Bună ziua! Bună ziua! Vă zonesc administrația. Trebuie să vă registrez. Registrați, nu? Cum familia? Numeroasă. Familia e numeroasă și sănătoasă. Foarte bine. Ce altceva vreți să știți? Familia e numeroasă și sănătoasă. Nu știu. Vreți să știți cum mă cheamă? Da, Oleg Brega. Pentru ce? Așa e regulă. A cui e regulă? Eu vreau să intru la administrație. Păi e că la administrație o să întrebați. Eu nu vreau să-i scăleți nimeni, vreau să intru la director. Director în concediu. Adjunctul. Intrați, vă rog, iată doamna Pantaura. Bună ziua. Vreau la administrația liceului, vă rog. Eu sunt persoană în administrația liceului. Director adjunct, înlocuiți directoare? Nu. Am înțeles. Am vrut să întreb despre, iată, regula asta, că nu-i las pe copiii să iasă de la ore. De ce nu-i las pe copiii să iasă? Înțeleg, dar trebuie să-i țineți așa o stație în școală? Ei, au ce face? Este o ospătărie, este o cină. Dar ei spun că la ospătărie e foarte scump. Da, nu mai este pe mai bine. Dacă vrea dânsa să vorbească, da, chemați-vă, rog, da? Și nu-i lăsați să iasă? Este cu ordinul de rețetă. Citiți ordinul. Mă duc să-l citesc. Pe rețetă e afișat, da? Dumneata, când te duci undeva, trebuie să fii neapărat invitat de cineva? Te duci singur, că ești matur, nu? La fel și eu. Așezați-vă, aici așezați-vă. Dar dacă nu vreau să mă așez, ce o să-mi faceți? Nu, nimic nu vă fac. Păi, credeți că cum vorbiți cu elevii, așa o să vorbiți și cu mine? Ce că școală e prietenoasă copilul. Da, văd cum se poartă gardianul. Asta vă numesc Vera Antilov, da? Am văzut că nu sunt lăsați copiii să iasă din școală acum, în pauze de ore sau după ore. Dar spuneți-mi, vă rog, care e motivul că ați venit la noi? Am văzut că copiii nu sunt lăsați să iasă din școală. Credeți că e legal? Da, v-ați cerut voie ca să nici nu e nevoie, doamnă. Dumneavoastră faceți instruire în numele meu. Sunteți reprezentant al statului, funcționar public, sau greșesc? Eu vă rog mult, dumneavoastră, prezentați-vă. Oleg Brega, de la Curaj TV, am mai spus-o dată pe coridor. Da, pe coridor nu se aude, am înțeles. Nu se fac discuții. Eu vă duc, este hotărârea Consiliului Profesoral și vă arăt... Da, asta nu încalcă drepturile copiilor, drepturile omului. Hotărârea Consiliului nu poate să încalce legile, nu? Când pe dumneavoastră vă fotografiază, vă filmează, e cu permisiunea dumneavoastră. De ce faceți fără permisiune? Vă răspund la întrebări, dar cum faceți, vă rog, cine e ce v-ați. Este hotărârea Consiliului Profesional.
Nu e cam întuneric în școală dacă închideți toate luminele? Nu, da? Acolo unde trebuie ești, iată, o lăsă. Mai faci nimic. Am văzut-o, da. Și Consiliul Profesoral, nu credeți că încalcă drepturile copiilor? Eu vă rog mult, eu v-am dat voie ca să vă uitați. Am înțeles, și v-am întrebat părerea. Nu credeți că încalcă drepturile omului? La problema dată. Ministerul știe despre așa decizie de a sechestra copiii în școală? Consiliul Profesoral e organul cel mai suprem în instituție. Așa. Decizia și asta e. Și dacă decizia e ilegală, o să o anulați, doamnă? Știți că unii copii au 18 ani și sunt maturi? Domnule, v-am dat răspuns la întrebări și nu mai discut întrebarea dată. În salat faceți, pentru că dumneavoastră încălcați mie. Dați-mă în judecată. Da, doamnă. Da, doamnă. Eu vă rog să nu mă filmați pe mine, eu ceva personal vreau să vorbesc cu dumneavoastră. A, bun. Ce nu ai mișcă? Ține aud. O stați și la geam. Și că gine că ați venit. Dar mai bine, nu veneați că nu vă putem ține grămadă. De ce uzat necru? Închisoarea copilăriei mele. Sau a lor.